Ce vi s-a întâmplat? Au, doamne, un vimei a divină. Ce vi s-a întâmplat? Au! Au! Ca pe front, așa, așa străga ca pe front. Stai, 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 pac, 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 pac. Așa era ca la război. El s-o speria, știe cum s-o speria și el, și eu când m-am dus la el, m-o recunoscut. Tată, aruncă toporul de mână și frezeții. Atâta am cercat. Și s-o predat, unul l-a luat după cap, unul i-a dat mâna înapoi, l-a lățuit în mașină și l-a întins în sărbare și l-a pânsat la fișor și la burte. Băut și pus pe scandal, omul și-a atacat mai întâi nevasta, apoi a mers la locuința unui frate și a spart geamurile. Pentru a treia oară în ultimele zile, femeia a cerut ajutor la 112, iar un echipaj de poliție și unul de la ambulanță au sosit la fața locului. Nervos peste măsură, bărbatul a sărit cu o secură la polițiști și apoi le-a distrus mașina de serviciu. Oamenii legii l-au somat, dar zadarnic, bărbatul nu s-a liniștit, iar polițiștii au tras 5 gloanțe. Era băut. Am văzut că ori fugărel pe jurul mașinii, ei pac, 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 el căta să fugă, alții pe la spate și trăge cu pistoale. S-au prezentat doi polițiști care au fost întâmpinați de vătămat cu o secură în mână și i-au amenințat că îi omoară. A dat cu securea în mașina poliției, a spart geamul, a dat și în spate, inclusiv polițiștii au scos armele, l-au somat să se oprească și să arunce securea. Au tras focuri de avertisment în aer, după care polițistul care, în față de care se îndrepta agresorul, vătămatul în speță, l-a împușcat în abdomen. Cum acesta nu a reacționat nici într-un fel și continua să se îndrepte către polițist, colegul său care era în spatele vătămatului l-a împușcat de două ori în fese. Bărbatul a primit îngrijirile medicale necesare, iar apoi a fost transferat la o clinică din Iași. Pacientul era destul de agitat, am înțeles că era și sub influența băuturilor alcoolice. Prezenta 5 plăgi prin împușcare. Plăgi aflate la nivelul abdomenului, feselor bilateral, bazinului, coapsei drepte. Pacientul era echilibrat hemodinamic și a fost îndreptat către centrul de politraumă de la Iași. Viața lui a fost vreo clipă în pericol? Sau? Având în vedere natura leziunilor prin împușcare, cu glonți, da. Potrivit primelor cercetări, polițiștii au respectat legislația în momentul în care au tras cu arma. Ancheta continuă în acest caz.